V-ați gândit vreodată cum ar fi arătat Ajax dacă nu-și vindea toți jucătorii de top cu overul mare și, desigur, super talentele care au fost pe aici la Ajax? Da, asta vom afla noi astăzi în acest video foarte interesant, unde voi transfera înapoi toți jucătorii de top, de elită, de la Ajax, înapoi la Ajax. Și, desigur, la fiecare transfer am să vă spun și în realitate cu cât s-au vândut, unde s-au transferat respectivii jucători, deci voi acorda și mai multe informații legate de respectivii jucători. Și sunt chiar foarte curios cum va arăta Ajax la finalul acestui video și, desigur, cât de ușor ne va fi să câștigăm Champions League-ul cu această echipă. Desigur, acest stil de video am mai făcut și cu Dortmund, vorbind de echipe pe același stil, tip academie. Dortmund și Ajax chiar se aseamănă de multe ori pe anumite perspective, dar acum vorbim despre Ajax. Dacă vreți să vedeți videoul cu Dortmund, îl aveți la mine pe channel. Și da, hai să-i dăm bătaie și să vedem cum va arăta Ajax la final. Chiar sunt foarte, foarte curios, dar desigur să începem transferurile. Primul nostru transfer aici este Frankie de Jong. Cine altul? Acest superstar al Barcelonei revine înapoi acasă la Ajax. Frankie de Jong s-a transferat în anul 2019 la Barcelona pe suma de 86 de milioane de euro. Și fiți atenți aici, nu este cel mai bun transfer care l-a făcut Ajax. El este, de fapt, cel mai bun transfer pe care l-a făcut Ajax. Într-adevăr, Anthony este pe primul loc, conform celor de la Transfermarkt aici, pentru cel mai scump jucător vândut de Ajax vreodată. Și mă refer în toată istoria Ajax-ului. Anthony a fost vândut la Manchester United în anul 2022 pe suma record de 95 de milioane de euro. Wow, 95 de milioane de euro pe Anthony, care în momentul de față are probleme mari la Manchester United, sigur nu vom intra în acest subiect. Și wow, pare ușor flop pentru United, mai ales o sumă atât de record, într-adevăr, când vezi 22 de ani brazilian, dar totuși, Doamne, câți bani a făcut Ajax. Și, desigur, vreau să fac o scurtă paranteză, desigur, din câte bine vedeți, încă avem în lot câțiva jucători care s-au transferat de curând, în realitate, doar că, desigur, în FIFA n-a venit update-ul. Vorbim aici de Kudus, care s-a dus la West Ham pe suma de 43 de milioane de euro, o sumă foarte mișto, dar chiar și eu văd un potențial foarte interesant în Kudus. Mă așteptam să meargă mai mult în Serie A sau la Liga, acest jucător nu prea pare de fizic pe Premier League, dar vom vedea și să sperăm, desigur, că greșesc prin această declarație, să-i spun așa. Și, desigur, clar, este un jucător foarte bun. Ca și Timber, care s-a transferat la Arsenal pe o sumă, iarăși, foarte impresionantă de 40 de milioane. Un jucător care chiar va evolua forță și este un jucător forță. Împreună, desigur, cu Alvarez, care s-a dus din nou la West Ham. West Ham deja a cumpărat 2 jucători de la Ajax și el a plecat peste suma de 38 de milioane de euro. Deci, wow! Câți bani face Ajax, bro? Câți bani face Ajax? Și Onana, și el revine, desigur, aici la noi, un jucător destul de controversat. De asta și a fost lăsat să expire contractul și cei de la Inter l-au luat free agent. Deci aici un picuț Ajax-ul a cam jucat-o greșit, a călcat strâmb, putem spune, dar într-adevăr au fost niște acuzații de dopaj și de alte chestii legate de Onana, unde a și fost pus pe banc o perioadă, dacă rețin corect. Și ia uite, așa a rămas free agent și, desigur, Inter i-a dat o șansă și ce bine au făcut cei de la Inter, pentru că au profitat la maxim vândându-l acum pe Onana la Manchester United pe o sumă în jur de 40 de milioane de euro, dacă rețin corect. Așa că eu l-am adus înapoi la Ajax să vedem cum se va descurca aici și cât de bine va evolua. Pentru că totuși Ajax nu a vândut așa mulți portari, să zic, de nivel mare, așa, de Champions League, cel puțin în ultima perioadă. Foarte fascinant, sincer, când mă uit aici pe Transfermarkt. Nimeni altul decât Matic de Light revine și el la Ajax aici pe o sumă record. Într-adevăr, record a fost și suma de transfer cu care s-a transferat de Light în 2019, deodată cu Frankie de Jong. El s-a transferat la 19 ani, deci gândiți-vă la asta, 19 ani, la Juventus pe suma de 85,5 milioane de euro.
uluitor suma, dar încă rețin transferul și am zis de ce? De ce te duci la Juventus când pe atunci, desigur, Juventus chiar era destul de tank? Și s-a devenit spusele mele și nu a prea jucat la Juventus și mă bucur acum că a făcut pasul la Bayern, unde deja mai joacă, mai primește momente și desigur se și potrivește echipa și campionatul. Îi voi ura mult succes și în realitate de parcă m-ar auzi și să sperăm că desigur vom auzi din nou de Delight, cum am auzit atunci la Ajax, un super fundaș CB de talent pur și simplu, talent pur. Gravenberch este un alt jucător de elită care revine aici la Ajax. S-a transferat de un an, în 2022 s-a transferat la Bayern pe suma, pot zice eu, chilipir, sincer, chilipir de 18 milioane de euro. Un chilipir pentru un asemenea mijlocaș de calitate care e și înalt, joacă și cam și cam. E excepțional acest jucător și îmi pare rău că s-a dus la Bayern, unde desigur, da, e Bayern, e greu să prinzi primul 11 acolo și într-adevăr s-a văzut acest lucru pentru că acum din nou Gravenberch s-a transferat la Liverpool, unde Doamne ajută să joci cât mai mult, că știe Klopp ce știe și respectiv Liverpool chiar are nevoie de mijlocaș, sau mai bine zis, avea nevoie, că acum s-a întărit. Și ia uite și noi ce bine o ducem pe linia de mijloc acum cu această nouă achiziție, Gravenberch. Bine venit, bro! Forță! Lisandro Martínez, cotat al patrulea cel mai scump jucător transferat vreodată de Ajax în anul 2022, a fost transferat la Manchester United pe suma de 57 de milioane de euro. 57 de milioane de euro cu niște bonusuri care pe undeva ajunge suma totală de 57.37 de milioane de euro, mai precis să zic așa. Un jucător care puțin a luat așa prin surprindere, având în vedere că în Premier League, vorbim aici de Premier League și el este un CB, să zicem, de statură mai mică și ne-a dovedit deja, zic eu, greșit, în sensul în care, băi, uite, omul ăsta chiar știe să joace, chiar face treabă bună și își merită locul clar aici în echipa noastră de titular. Ia uite așa, pac, pac, foarte, foarte, foarte fain. Sebastian Haller revine și el aici la Ajax, el ce s-a transferat la Dortmund de curând în anul 2022 pe suma de 31 de milioane de euro. Într-adevăr, din păcate n-am apucat să vedem cu adevărat calitatea acest jucător pentru că a trecut printr-o operație foarte dificilă și dureroasă și ca noroc a trecut și a revenit pe teren. Eu zic că este un jucător destul de subevaluat, undervalued mai ales, un jucător care chiar are talente, știe ce face și totodată, desigur, ei trebuie o echipă unde chiar să joace mult, mult, mult timp și de asta l-am și adus înapoi, pentru că el este unul dintre cei mai buni ST pe care am putut găsi aici pe lista celor de la Ajax care a fost vândut, pe lângă, respectiv, Kasper Dolberg, care este în momentul de față la Nice, dar din păcate este împrumutat de la Nice și nu poți să-l achiziționezi. La fel se întâmplă și cu Serginho Dest de la Barcelona și vreau să-l aduc înapoi și să joc pe RB, dar din păcate, desigur, Dest este împrumutat, în cel puțin aici în FIFA. Revine și David Neres la echipă, un jucător care a fost vândut surprinzător, în opinia mea personală, la Shakhtar Donetsk, pe o sumă foarte mică, de 12 milioane de euro. Eu rețin că David Neres în momentul respectiv chiar juca bine și era un jucător foarte bun. Într-adevăr, a fost vândut și în anul 2021, am uitat să spun anul, dar ce a fost, a fost, asta este, e bine că a trecut mai departe și să sperăm că va juca mai bine la Benfica. Și desigur, în cazul nostru, nu va juca mai bine la noi aici. L-am adus, ia uite, tot pus pe banca de rezervă, desigur o să-i reprofilez pe ăștia LV, respectiv RV, și va fi tip top. După doar un sezon, a reușit această echipă să ajungă în finala Champions League. Este șocant, sincer să vă zic. Voi da un quick sim, așa să vedem cu adevărat cum se descurcă în marea finală Ajax. Hai să vedem împreună. Ne bate Barcelona. Brandt și Jordi Alba sunt cei care au scris golurile și la noi Haller. Dar este absolut uluitor că am ajuns în finală.
Ceea ce, nu știu, am avut un drum ușor, mai mult ca sigur, în semifinale știu că am dat de AC Milan și na, mi-a părut rău că n-am trecut de ei. Dar, într-adevăr, foarte epic, bro! Haideți că totuși mai simulăm până pe 14 ca să avem, ca să avem toate stats-urile concrete și, da, foarte aproape să câștigăm Champions League-ul din primul sezon. Bravo, Ajax! Uluitor! Ce bine jucăm noi, bro! Forță! Forță! Facem așa pe repede înainte o vizită pe aici pe la jucători, pe Squad Hub, să vedem cum a evoluat. Onana doar un plus 1, ăsta plus 8, plus 2, plus 3, Hato plus 4, nice. Winjal foarte bine, plus 4, 81, overall Martinez plus 4, 87, Delight plus 3, Capla plus 2, ăsta plus 2, Basei plus 2, Julian Timber plus 4, 83, Forță, Alvarez, ia uite și el a jucat foarte bine, un plus 4, Reș un plus 2, ăsta un plus 2, ăsta un plus 1, hey, până și Van de Beek a luat un plus 1, plus 2, ok, plus 3, Taylor, Gravenberts, așa mă așteptam și mai mult din partea lui, dar și așa este destul de bine, foarte bine și Bernwijn, ia uite la 81, Kudus evoluție forță de plus 4, uite la 82 overall, Bănel Nicolițe, uite un plus 5 forță. Așa, ce mai avem aici? Adam la Noah Lang, îmi cer scuze, Noah Lang plus 5, 84 overall, uluitor acest jucător. Consei sau și el un plus 2. Uite, David Neres și el un plus 2, Ziyech nimic, Anthony plus 5, Brobbery plus 5, Rasmussen 3 și Haller plus 1. Haller a fost o perioadă accidentat și, da, ce să-i și faci. Golgeterul este Lang, 21 de gol, urmat de Brobbery 16, Haller 14, De Jong 13, Anthony 13, Gravenberts 11, Bergwijn 10. Cel mai multe asisturi a dat, ia uite, De Jong cu Kudus și respectiv Lang. De asta am ajuns așa de departe, bro, că nu avem un goalgetter sau doi. Băi, toată echipa dă goluri. Cât de tare! Și suntem din nou aici în finală versus Paris Saint-Germain de data aceasta. Hai să vedem cum se va descurca echipa noastră. Paris Saint-Germain câștigă, ia uite, dublă Kylian Mbappé. Și din nou se pare că ratăm, ia uite, fix aici în final. Avem o echipă forță care luptă și trage de a să câștige, dar parcă pe finală, frate, nu ne iese. Ah, poate sezonul viitor va fi cu noroc, știi cum zic, a treia cu noroc, let's go. Pe o parte am avut dreptate, al treilea sezon a fost cu noroc și am câștigat o cupă importantă europeană. Problema este că e Europa League, nu Champions League. Da, da, asta este, se pare că am făcut o gafă în, sau mă rog, s-a făcut o gafă sau nu știu ce s-a întâmplat în grupe, am ajuns în Europa League, altfel nu-mi explic, dar pe de altă parte în Europa League pot zice că am defilat easy peasy lemon squeezy și a fost și o finală foarte frumoasă, tocmai versus Dortmund, o altă echipă care am făcut un astfel de video, desigur. Practic, ia uite așa, un duel între cele două academii forță ale Europei și, ei, noi am câștigat. Doamne ajută ca data viitoare să zic că am câștigat Champions League-ul și nu Conference League-ul, Doamne ferește. Este forță! Câștigăm Champions League-ul în sfârșit. Wow! Versus Real Madrid 2-0. Am știut automat că o să câștig Champions League odată ce am câștigat Supercupa într-un meci cu Atletico de Madrid. O victorie clar și acolo, dar sunteți pregătiți. Eu zic că sunteți pregătiți să vedeți cât de epică este echipa Ajax-ului în momentul de față. Ceva incredibil. Sunteți gata? 3, 2, 1... Bum! Hai să vedem, începem aici cu Onana, care la 30 de ani a ajuns la 87 overall, forță. Între timp vă puteți uita desigur voi și la junior și la ce mai avem așa pe lângă. Îl vedem aici pe Winjdal, foarte bine, a ajuns la 87 overall. Lisandro Martinez, one of the world's best, 90 overall. Matic Delight, ia uite-l și pe la 91 overall, bro!
Fantastic, Timber, ia uite, 86 overall, Bassey 80, Ranks 83, ia uite, până și Taylor 81, Frankie de Jong, bro, one of the world's best, 92 overall, Gravenberts, sau, da, Gravenberts, 90 overall, Bergwijn, exact, Bergwijn, rezerva atomică, 85 overall, reproflat pe cam, Kudus, și el 85 overall, Kluivert a dus nu de mult. Ia uite-l și pe la 83 overall, dar Doamne, Lang, frate, Noah Lang. Țineți minte acest jucător uluitor. 91 overall, evoluție de plus 3. Și desigur, mulți alții. Ia uite-l aici pe Neres, 85. Anthony, 90, o evoluție de plus 2. Îl vedem aici pe Brobery, foarte bine, la 85, Dolberg, 81, Haller, frate, la 31 de ani, 86 overall pentru Sebastian Haller, uluitor și acest atacant. Hai să vedem acum, golgheterul echipei a fost Lang, urmat de Anthony, Brobery, foarte tare, uite, și Gravenberts, ia și Haller acolo, 7 goluri, deja cred că îmbătrânește și l-a jucat mai mult ăștia pe Brobery, sau poate din nou s-a accidentat, că se cam accidentează omul nostru. Da, foarte tare și la asisturi, uite, cu cei doi KM, De Jong și Gravenberts aici, care bube și fac o treabă fantastică. Mă bucur foarte mult pentru această echipă, care dacă ne uităm așa încă o dată peste ea, vedem ce calitate. Kudus, repet, ca să țineți minte, are 85, că acum este accidentat. Dar în rest, da. Cam asta ar fi fost Ajax dacă nu vindeau non-stop toate superstarurile, toți jucătorii de top. Așa ar fi arătat Ajax și, wow, Champions League și Europa League, ce colecție, una după alta, forță. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod special. Desigur, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat acel buton de like, vă rog frumos, haideți să strângem 300 de like-uri, știu că se poate, să arătăm algoritmul YouTube-ului că am făcut o treabă bună, pentru că să știți că în spatele acestei video chiar s-a filmat mai bine de 2 ore până am simulat, până am transferat, până am împrumutat. S-a dus timpul. Deci vă rog frumos, dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un like, un comentariu de susținere. Și desigur, dacă sunteți noi pe channel, vă rog frumos, dați și click pe acel buton de abonare. Și ne auzim pe data viitoare, în următorul episod. Numai bine, pa, pa!